V-ați întrebat vreodată câți miliardari în dolari există pe glob? În 2020 existau peste 2095 de persoane pe glob ce dețineau o avere de peste 1 miliard de dolari, averea acumulată a acestora fiind de peste 8 trilioane de dolari. Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi vă prezint top 10 cei mai bogați oameni de pe planetă. Sunt sigur că sunt câteva nume pe care probabil nu le știați până acum și trebuie să vă spun că acest om se poate schimba oricând, mai ales că unul dintre acești miliardari a intrat în 2020 direct pe prima poziție, după ce acțiunile companiei sale au crescut cu peste 700% într-un singur an. Iar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați pentru a nu pierde alte videouri pe care le vom posta în viitor. 10. Larry Ellison. Începem acest top cu cofondatorul companiei Oracle, care deține o avere netă de peste 79 de miliarde de dolari. Larry Ellison, exact ca alți miliardari celebri, a renunțat la facultate în 1966, după ce era înscris la Universitatea din Chicago și a preferat să se axeze pe un job de programator, lucrând la diferite companii până în 1977, când acesta înființează SDL sau Software Development Laboratories, împreună cu Ed Oates și Bob Miner. Această companie lansează doar 2 ani mai târziu celebrul Oracle, primul software comercial de gestionare a bazelor de date relaționale care utilizează SQL sau Structured Query Language. Oracle a devenit așa de popular încât compania a preluat numele software-ului în 1982, iar în timp Oracle a devenit a doua cea mai mare companie de software din lume, aceasta deținând de asemenea Java sau Linux. În timp a investit și în alte domenii, precum domeniul imobiliar, dar și în alte companii, precum Tesla, unde deține acțiuni de peste 12 miliarde de dolari. Având o avere de 79 de miliarde de dolari, e normal ca miliardarul să aibă și anumite achiziții extravagante, acesta cumpărând aproape o întreagă insulă hawaiană pe nume Lanai pentru suma de 300 de milioane de dolari pentru a-și face propria lui stațiune de spa. De asemenea, acesta preferă să doneze deseori o parte din averea sa pentru anumite acțiuni caritabile, fiind foarte populară donația sa de 200 de milioane de dolari către Universitatea din California pentru programul lor de cercetare în domeniul medical, ce încearcă să găsească noi metode de combatere a cancerului. 9. Sergey Brin. Miliardarul, în vârstă de 47 de ani, cu avere de peste 80 de miliarde de dolari, este cofondatorul companiei Alphabet. În caz că nu ați auzit încă de Alphabet, această companie deține celebrul Google, care pe lângă titlul de cel mai celebru motor de căutare, deține și platforma YouTube, dar și alte servicii precum Gmail, Google Drive sau Google Chat. Pe lângă partea de software, Google deține și seria de smartphone-uri Pixel, dar și platforma de gaming prin stream Stadia. Sergey Brin deține 5% din acțiunile companiei Alphabet, care valorează peste 66 de miliarde de dolari, iar în companie, acesta se axează mai mult pe anumite tehnologii inovative, precum Waymo, care se bazează pe conceptul de self-driving cars sau mașini care se conduc singure, sau celebrii ochelari Google Glass. Pe partea de donații, este foarte cunoscut pentru eforturile și donațiile sale oferite cercetării unui medicament pentru celebra boală Parkinson. 8. Larry Page. Ce are Larry Page în comun cu Sergey Brin? Cei doi au fost colegi la Universitatea Stanford, unde în 1995 au creat un motor de căutare numit Backrub. De aici, cei doi au înființat celebra companie Google în 1998, compania care a achiziționat YouTube-ul în 2006, asta după ce achiziționase cu doar un an înainte compania Android Incorporated, care a dezvoltat celebrul sistem de operare Android. Page a fost CEO-ul companiei Alphabet, care deține astăzi Google, în perioada 2015-2019 și deși acesta nu mai deține această funcție, deține totuși 6% din acțiunile companiei, evaluate la peste 70 de miliarde de dolari. Acesta deține o parte din compania Planetary Resources, companie ce se axează pe ideea de explorare spațială și minare pe diferiți asteroizi. De asemenea, este interesat de domeniul mașinilor zburătoare, investind în companii precum KittyHawk sau Opener, care studiază acest domeniu. Acesta deține o avere de aproximativ 82 de miliarde de dolari. 7. Zhong Shanshan. Miliardarul chinez, în vârstă de 66 de ani, este acel exemplu care a început de jos ca un simplu muncitor cu construcții, iar în timp a reușit să creeze un imperiu. Acesta a fost de asemenea reporter în perioada anilor 80, iar după acest job s-a angajat ca un agent de vânzări în domeniul băuturilor alcoolice, domeniu care îi va schimba viața câțiva ani mai târziu. Acesta lansează prima companie în 1993, ce oferea produse din domeniul sănătății, iar în 1996 înființează Nongfu Spring, o companie ce vindea pe atunci apă îmbuteliată,
dar care va comercializa în timp și cafea, iaurt sau orez. Compania sa a devenit cea mai mare companie de apă îmbuteliată din China în 2012, iar până în 2019 ajunge în top 3 cei mai mari producători de sucuri și ceaiuri din China. În prezent deține 84% din compania Nongfu Spring, acesta fiind cotată la aproximativ 77 de miliarde de dolari, iar averea sa totală depășește 85 de miliarde de dolari. 6. Warren Buffett. Probabil ați auzit cu toții de Warren Buffett, cel mai celebru investitor la bursă, care deține o avere de peste 88 de miliarde de dolari, asta pe lângă acțiunile caritabile în care a fost implicat și prin care a donat o foarte mare parte din averea câștigată în timp. Warren Buffett a cumpărat pentru prima oară acțiuni în 1962, atunci când a decis să investească într-o companie numită Berkshire Hathaway, care pe atunci se axa pe domeniul textil. În timp a devenit acționar majoritar, iar în 1967 a mărit domeniul de activitate a companiei, axându-se și pe domeniul asigurărilor de viață. Compania respectivă valorează în prezent peste 250 de miliarde de dolari, iar costul unei singure acțiuni, repet, a unei singure acțiuni, depășește prețul de 370 de mii de dolari. În timp, Warren Buffett, supranumit de unii și oracul din Omaha, și-a creat averea investind în diferite companii care oferau o viziune simplă și de viitor. Din acest motiv, a avut grijă să investească doar în companii consacrate din domeniul IT, precum IBM sau Apple, evitând companiile care le considera mai riscante, precum Facebook. De asemenea, nu are mare încredere în domeniul criptomonedelor, fiind destul de sceptic privind investițiile în Bitcoin sau Ethereum. În timp, a achiziționat multe companii, cele mai celebre fiind Duracell sau Kraft Heinz, iar de admirat este că a donat peste 41 de miliarde de dolari până în prezent, în special în fundații caritabile, precum cea a bunului său prieten, Bill Gates. 5. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg este fondatorul și actualul CEO al celebrei rețele de socializare Facebook. Acesta, împreună cu mai mulți colegi, a dezvoltat platforma Facebook, când încă se afla la Universitatea Harvard, iar după ce a văzut succesul site-ului, s-a decis să renunțe la facultate pentru a se axa 100% pe succesul companiei. În prezent, Facebook este cea mai mare rețea de socializare, având peste 2,5 miliarde de useri activi, fiind în același timp gratuită pentru toți membrii săi. Tocmai din acest motiv, Facebook generează venituri prin reclamele postate pe site, iar succesul financiar al companiei i-a oferit posibilitatea să achiziționeze și alte platforme precum Instagram, WhatsApp, Oculus, dar și altele. Zuckerberg deține 13% din Facebook, acțiunile sale valorând peste 92 de miliarde de dolari, având o avere totală estimată de 95 de miliarde de dolari. Împreună cu soția sa, Priscilla Chan, a creat o fundație caritabilă care încearcă să rezolve multe din problemele mondiale, precum integrarea foșilor pușcăriași în societate, dar și găsirea unei metode de a elimina complet toate bolile existente. 4. Bernard Arnault. Francezul în vârstă de 71 de ani este CEO-ul companiei Louis Vuitton Moët Hennessy, cea mai mare companie de bunuri de lux din lume, acesta deținând branduri precum Louis Vuitton, Hennessy, Marc Jacobs sau altele. De asemenea, acesta are peste 97% din acțiunile companiei Christian Dior, holdingul care deține compania Louis Vuitton Moët Hennessy, acțiunile sale fiind evaluate la peste 93 de milioane de dolari. Acesta a fost inginer după terminarea școlii, lucrând la firma de construcție a tatălui său, numită Ferret Savinel, și pe care a preluat-o în 1971. În 1987 a fost invitat să investească în Louis Vuitton Moët Hennessy, devenind în doar 2 ani acționar majoritar și CEO al companiei, care l-a transformat în cel de-al patrulea cel mai bogat om al planetei, cu o avere de 110 miliarde de dolari. 3. Bill Gates. Fiind pentru o foarte lungă perioadă de timp cel mai bogat om din lume, în urmă cu aproximativ 20 de ani, Bill Gates este astăzi doar pe poziția a treia, cu o avere de 132 de miliarde de dolari. Acesta a studiat la Harvard University, însă s-a retras în 1975, după ce împreună cu Paul Allen a dezvoltat un program software pentru microcomputerele din acea perioadă. Așa a luat viață celebra companie Microsoft, care l-a transformat pe Bill Gates într-un miliardar. Aceasta fiind cunoscută în special pentru sistemul de operare Windows, cel mai popular sistem de operare de pe PC. Pe lângă dezvoltarea de software pentru PC, Microsoft a introdus în timp și o linie de calculatoare, un sistem de e-mail, dar și un serviciu de gaming cunoscut ca Xbox. Deși în prezent mai deține doar 1,3% din acțiunile companiei Microsoft, cu o valoare de piață de 22 de miliarde de dolari, Bill Gates a investit în alte zeci de companii americane, probabil cea mai celebră
fiind investiția în compania bunului său prieten Warren Buffett, numită Berkshire Hathaway, unde acesta deține acțiuni în valoare de $1 miliard. De asemenea, acesta a cheltuit $1 miliard din averea sa pentru fundații care încearcă să combată boli precum malaria sau Ebola și a oferit peste $300 de milioane până în prezent pentru a sprijini combaterea pandemiei creată de COVID-19. 2. Elon Musk, CEO-ul companiei Tesla, a devenit în 2020 cel mai bogat om din lume, asta după ce acțiunile companiei Tesla au crescut cu peste 700% în decurs de un singur an. Dar după ce acțiunile celor de la Tesla au mai scăzut în martie 2021, acesta a ajuns pe poziția a doua. Asta nu înseamnă că nu îl vom mai vedea din nou pe prima poziție. Elon Musk și-a început drumul către titlul de cel mai bogat om al planetei când încă era înscris la Stanford University, atunci când a lansat Zip2, unul din primele servicii de navigație online. A folosit o parte din veniturile acestei afaceri pentru a porni X.com, un sistem de plăți online care a devenit mai târziu PayPal. Ambele companii au fost vândute mai departe, dar acesta încă deținea funcția de CEO, pornind apoi proiectul Space Exploration Technologies, cunoscut astăzi sub numele de SpaceX, care dorește să creeze variante mai convenabile de explorarea spațiului. În 2004 devine cofondator al companiei Tesla Motors, companie ce va deveni în timp Tesla, iar în 2016 înființează două noi companii, Neuralink și The Boring Company. Neuralink încearcă să creeze un sistem prin care creierul uman poate interacționa cu computerele sau dispozitivele mobile, care ar putea ajuta extrem de mult oamenii care sunt paralizați, de exemplu. Iar The Boring Company a devenit populară după ce a vândut propriul flamethrower sau aruncător de flăcări. 1. Jeff Bezos, cu avere de peste $195 de miliarde, fostul CEO al companiei Amazon își amintește întotdeauna că totul a început într-un garaj din Seattle. Bezos a înființat compania în 1994, la scurt timp după ce a demisionat din funcția pe care o avea la fondul de investiții D.E. Show, după ce fostul său șef nu fusese interesat de ideea de afacere propusă de acesta. Inițial, Amazon se axa doar pe comercializarea cărților în spațiul online, însă în timp și-a extins portofoliul de produse comercializate, ajungând în prezent să comercializeze absolut orice, uneori chiar cu ajutorul anumitor comercianți care pot folosi această platformă, plătind în schimb un comision din tranzacțiile realizate. Compania a crescut uriaș în ultimii ani, în timp ce domeniul e-commerce a fost adoptat din ce în ce mai mult de societate și a avut o creștere uriașă la bursă în 2020, după ce pandemia creată la nivel mondial a influențat populația lumii să folosească Amazon pentru absolut orice achiziție dorită, pentru a ieși cât mai puțin în afara propriei locuințe. Jeff Bezos este cunoscut ca al doilea om care a reușit să depășească pragul de peste $100 miliarde ca avere, primul om care a atins acest prag fiind cofondatorul Microsoft, Bill Gates. Înainte să încheiem, sunt curios cine este miliardarul vostru preferat din acest top. Lăsați un coment cu alegerea voastră. Vă mulțumesc că ați vizionat acest material până la final și dacă apreciați acest video, nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu ce postăm în viitor. Noi ne revedem la un nou video. Aloha!